Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm podul de jos și sfoara pentru fete. Tema se adresează clasei a cincea. Competența generală numărul 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol, liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. În clasa 5 -a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente statice, cuprinde cumpăna pe un genunchi, cumpăna pe un picior, semisfoara, podul de jos, Stând pe omoplați, sfoara pentru fete, și stând pe cap cu sprijin pentru băieți. Sfoara. Este o mișcare de mare mobilitate care solicită articulațiile coxofemurale, bazându-se în același timp pe o bună elasticitate a întregii musculature a picioarelor. Poziția de plecare stând. Sfoara în plan sagital. Un picior se împinge spre înainte, celălalt spre înapoi, până se ajunge în poziția șezând cu picioarele bine întinse din genunchi. Atât trunchiul cât și brațele pot avea diferite poziții. Indicații metodice. Pentru o mai bună deplasare, alunecarea picioarelor se poate renunța la încălțămintea spor și saltele. Se va pune un accent mai mare pe verigile pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor în vederea realizării unei încălziri specifice necesare prevenirii producerii unor accidente musculare și articulare, în special la nivelul articulațiilor coxofemorale și musculaturii picioarelor. Se va exersa cu oricare picior înainte. După însușirea foarte bună, se poate executa și din alte poziții de plecare, de exemplu ghemuit, șezând, etc. Se poate trece și la procedeul sfoara în plan frontal. Greșelile care apar provin din lipsa mobilității corespunzătoare a articulațiilor coxofemurale și a elasticității musculaturii picioarelor. Podul de jos. Este un element acrobatic care necesită o mobilitate foarte bună la nivelul coloanei vertebrale, articulațiilor coxofemurale, șoldurilor, scapulo scapulohumerale, umerilor, coatelor și mâinilor. Poziția de plecare, culcat dorsal, eventual cu genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Descriere. Din culcat dorsal, îndoirea genunchilor și așezarea palmelor la nivelul umerilor. Proiectarea bazinului în sus, însoțit de o curbare accentuată a trunchiului. Umerii trebuie să fie deasupra articulațiilor mâinilor. Se revine la sol înculcat dorsal. Indicații metodice. Exersarea se va începe cu ajutor din partea unui partener care se va poziționa în lateral față de executant, susținându-l cu ambele palme de zona spatelui. Se pot realiza mai multe repetări. Se va urmări dezvoltarea mobilității la nivelul articulațiilor solicitate și a elasticității la nivelul grupelor musculare implicate. Se va pune un accent mai mare pe verigile, pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor, în vederea realizării unei încălziri specifice necesară prevenirii producerii unor accidentări musculare și articulare. Greșeli frecvente. Podul nu are suficientă înălțime. Brațele sunt îndoite din coate și picioarele la nivelul genunchilor. Umerii nu se poziționează deasupra articulațiilor mâinilor. După însușirea celor două elemente statice, se poate trece la legarea lor, sfoara, urmată de trecerea în podul de jos. Materialele filmate au fost realizate la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred